this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Salutare prieteni și bine ați venit la un nou joc, un super joc, un mega joc, cum vreți voi să-l numiți, pentru că atunci când a apărut fiecare serie din el, a rupt pur și simplu YouTube-ul și internetul și probabil foarte mulți dintre voi îl știți și l-ați jucat deja și l-ați terminat. Ei bine, eu nu l-am jucat niciodată, este prima dată când intru în el și aici avem toate sezoanele din The Walking Dead, prieteni, povestea care a nebunit internetul atunci când a apărut, a tinerei Clementine, care este prinde o apocalipsă zombie, să zic așa, și o să trebuiască să supraviețuiască, din câte am înțeles eu din alte prezentări ale jocului. Îi dăm cu primul capitol, îi dăm start, îi dăm begin și să înceapă nebunia în The Walking Dead, primul sezon, prieteni. Dacă vreți să continuăm această serie și vreți să facem o serie din acest joc, evident, rupeți acolo butonașul de like și să zic așa un început să fie de 30 de like-ușoare micuți acolo, dacă vreți să vedeți toată seria de Walking Dead pe acest canal, de la primul episod, de la primul sezon, până la ultimul episod din ultimul sezon. Dăm un settings aici pentru că nu știu ce se întâmplă, un audio, avem voice-ul care nu știu ce e, music sound, să dau astea mai micuțe pe aici că nu știu ce o să se întâmple, nu știu dacă o să-mi iau copyright pe muzică, habar nu am, o să văd, nu știu, sunt la început și cu YouTube-ul, eu mi este foarte greu să fac toate aceste setări, să fie toate extraordinar de bune și așa mai departe. Hai să dau cu ăsta așa, la 5, audio, gameplay, grafică, ar trebui să fie toată în high, e totul perfect, apply, back și dăm cu play, prieteni. Dacă o să iasă sunetul, mai nu decalat, să se audă mai tare, mai încet, o să rezolv eu de la episod la episod. Choose a display style. Păi și care e diferența? Glenn, remember you lie. Settings can be changed later under the gameplay category. Standard, more help from UA and feedback than you make important choice. Turn off high hints help. Hai să lăsăm standard, cred, nu știu. Episodul 1, A New Day, prieteni. Episodul 2, Start for Help. Ok, îi dăm cu episodul 1, îi dăm start. Repet, dacă se aude vocea mai tare, sau jocul mai tare decât vocea mea, îmi cer scuze la început până reglez eu toate aceste setări. Nu am două calculatoare, două unități să filmez, să-mi dau seama exact cum se aude și așa mai departe, mă scuzați, deja mă bâlbâi. Deci, mă scuzați dacă e primul episod, o să fie puțin, din punct de vedere al audio-ului, să zic, mai ciudățel, mai prost, nu știu. Poate o să se audă bine. Dar eu îmi cer scuze dinainte. The Walking Dead, primul sezon, primul episod, prieteni. Avem aici un orășel, episod 1, A New Day, o nouă zi. Știu că abonații mei știu engleză. O să încerc să mai traduc pe aici, pe acolo, unde o să fie necesar. Îl avem aici pe acest omuleț, care vedem că este încătușat într-o mașină de poliție. Cu grafic așa cartooniș, ceea ce este foarte interesant, sincer să fiu. Se vede foarte bine jocul, sper că se vede și pe filmare. Avem pe domnul polițai aici. Probabil îl conduce la secție. Use the mouse wheel. Ok, și așa selectez. Or number and select the response. Why do you say that? Doesn't really matter. De ce zici asta? Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Și așa pot să mă uit, ok. Silence is a valid option. Aici și îmi zice ce ar trebui să dau. What do you say, not for me? Not for me. Because guys in your position already said it enough. Followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. Este prima dată când joc, deci trebuie să mă înțelegeți. You're from Macon then, so option, what do you think? What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Este genul de episod care deciziile tale contează în viitor, ceea ce este foarte interesant. Yeah.
Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? Nu vrea să răspundă. You want to know how I see it? Not really. Well, too bad. Foarte multe mașini de poliție, deci e clar că se întâmplă ceva. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Mamă, ce urât, ne uităm la el. Regardless, could be you just married the wrong woman. No, no. Da, sau ea s-a maritat cu... greșit. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. Da, și elicoptere, deja e clar că se întâmplă ceva, da, și prin stație. Vine sfârșitul, probabil, prieteni. Vine sfârșitul cât de curând. Pregătiți-vă. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do. Sensibilitate mare, am lui, nu e ok. Pot să pun pauză. Settings. Control. Atât? Really? He was an older fella. Bă, gigele. Sensibilitatea e prea mare. Aoleu. La 10, de la 5. N-am dat apply, Gameplay. Ah, dar uite, s-a salvat, ok. Hai, mai ok acum. Cred. Bă, dar mult vorbește ăsta. Gata, prietene, am înțeles. De ce l-ai închis că spunea ceva interesant acolo? Lasă-mă cu vrăjeala ta. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Maybe he was innocent. Da, poate era inocent. Innocent? Da, inocent. They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. Bă, da, cât vorbește ăsta. Poți să dau skip la toată prostia asta, că deja mă enervează. Vorbește prea mult, sincer vă zic. Începe greu jocul. Ouleu! N-am mai apucat să zic watch out. Am zis că începe greu jocul, deja e gata. E teroare, e teroare, e teroare. Moare, a murit, gata, ne-am dus din prima, s-a dus totul. Începe. Nici n-am mai apucat să dau watch out, că mă uitam în altă parte eu, că vorbea ăsta, nici n-am mai citit tot ce spunea. Trezirea că e jalete. Mamă, mămică. Trezește-te, mă, trezește-te mai repede că ne mănâncă. Așa vă treziți voi dimineața, cred că înainte să plecați la școală, de-abia deschideți ochii așa câte puțin, să vedeți dacă s-a făcut zi afară. Că dacă s-a făcut zi afară, e clar că trebuie să te trezești și te duci la școală. Dacă încă e noapte, ce e, să mai merge acolo în 30 de minute să dorm? Hai, că în sfârșit a trezit omul meu, cu o mână ruptă, un picior rupt, cătușele la mâini, hai, e și setuță puțin. N-are nimic, e o zgâretură mică, doar că a dispărut șoferul. Da, uită-l acolo, hai să vorbim despre el puțin. Hey, officer, e ofițer ăsta? Aoleu. Officer? That doesn't look good. Haide mă, coboară din mașină, că nu e mort. He's not moving. Păi nu mișcă, hai afară. Dă-i. 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 I need to drag myself out that window. Păi și ce vrei să-ți fac eu? I need to drag myself out that window. Ah, cu așa. Ce cu ce trebuie să fac? Use the mouse wheel. Mamă, dar e greu aici până te obișnuiești cu controlul, care e un control foarte ciudat față de alte jocuri.
Deci am căzut cu mașina de pe drum. Ne-am dus în prăpastia asta aici jos. Eu nu înțeleg șoferul ce căută în afara mașinii, sincer. Aoleu! Mamica mea! Hai, ne mișcăm mai cu talent și noi, puțin, puțin. Uite, hai să luăm pușca ca asta de jos de aici. Bă, vreau pușca. Vreau pușca. Officer? Dar vreau pușca. The officer's shotgun is over there. Opa, stai că am pușcat. Vreau să iau acest glonte și să-l glontesc pe unul, dar asta nu. Da, o vreau. Păi da, o vreau. God damn. Dar voiam să ia pușcoace asta, să ne împușcăm pe aici puțin. Cheile. Am cheile să desfacem cătușele. Gata, suntem li... Ce? Ce, doar nu ți-e frică? Ce ai, mă? Ce-a pățit omul meu? E cam neîndemânatic din câte văd eu aici. Mamă, trebuie să dau click pentru fiecare acțiune. Opa! Bă, 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 bă! Holy shit! Bă, bă! What in the hell? What the fuck are what you? Happened? What happened? What happened? What happened? What happened? Get away from me! Eu vreau unde e aia, unde e pușca? Pușca, pușca, pușca! A, uite, păi dar de ce n-am luat-o din prima? Că eu voiam să o iau din prima pușcoacea. Pune-l! Te vă... Mamă, v-am zis că e îndemânatic ăsta. Ia-l, prietene, ia-l, ia-l! Ia-l! Pune-l! Dă-i! Lasă-mă să mișc! În cap! Direct în cap, headshot, ca în CSGO. Mamă, 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 eu ți-am zis din prima de când ne-am dat jos din mașină să iei pușca, tu n-ai vrut să o iei. Și acolo. Help! Go get someone! E o fetiță. E o fetiță cu codițe. Ce se aude? Unde? Unde? Aoleu, 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 aoleu. Aoleu, vin alții, ridică-te, ridică-te. Că nu mai avem gloanțe la pușcoace. Mamă, v-am zis că e neîndemânatic ăsta, frate, e a treia oară când face o prostie. Se împiedică, cad cheile, cade glonțul. Mamă. Eu zic să mărești pasul, prietene, eu știu că ești lovit la picior, dar hai. Nu cred că mai avem nicio șansă. O casă, aia e salvarea noastră, o casă. Du-te, 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 hai, hai, hai. Hai băiatul meu, că nici nu știu când te cheamă măcar. Forță-mi brațe acolo, lucrate la sală. Hai că am reușit să sărim și gardul. Nu știu cât de bine se aude, cât de tare se aude pe audio. Nu știu dacă se aude vocea mea, nu știu dacă se aude jocul. Dar înainte nu e așa, ca amatorii. Mamă, mamă, ce fețe au ăștia. Nu mai dorm la noapte. Nu vă uitați la acest videoclip noaptea. Interzis vizionarea după ora 22. Se aud împușcături, stați puțin că se aud niște împușcături, e problemă. E problemă, e problemă. Dar noi am intrat așa, că am curte la noi aici, ne simțim ca acasă deja. Hello? Da, după ce... Da, sigur. Păi ne mișcăm. Bă, dar... Ce era cu aia? No ladder. Fără scară? I'm getting up there anyway. This leg the way it is. No ladder. Ai, frate, mă enervează faza asta când apeși și îți dă același... Help! Eu nu vreau să mă duc în grădină. Eu vreau să mă duc în casă să văd ce e, pentru că dacă mai atacă cineva, măcar să fiu în casă. Aoleu, de repet asta. Păi dar nu poți să intri, viața mea, intră înăuntru,
prințesule. Nu mai pot să meargă de aici. I wonder if anybody's home. Bă, prietene, fă ceva, deschide ușa. Păi și nu poate să tragă de ea. Mamă, mamă, e distrus omul meu. Am înțeles că nu e nimeni acasă, dar tu nu voia să intri în casă, adică ce făceai? Check inside the house through the glass door. Mama, before wandering out into the neighborhood. Aici. Eu nu înțeleg ce se întâmplă, ce trebuie să fac, abar nu am. Mă plim pe aici de jumătate de oră deja. Deci am văzut, exemplu. Is there anybody here? No ladder. Mama, iar îmi zice asta 3 ore. This leg where it is. Mamă, mamă, mamă. Altceva pe aici, mai este de examinat ceva, mai... Trebuie să mă duc pe partea aia, dar eu nu știu de ce nu mi-a deschis ușa. Nu vrea să mai meargă băiatul meu. Bă, și merge și încet. Strange man here. Bleeding in your backyard. Fill one of those teacups with some bourbon if I could. No ladder. Mamă, am crezut că face altceva, că și la ceașca aia apăsase în prima dată și... Ah, stai puțin că aici alegi talk to, look at, talk to. This would normally get a man arrested. Anybody up there? Again. Ah, și cred că dacă ne ducem aici în casă și dăm pe rotiță, intrăm. Stai, că până descoper eu jocul, prietenii, e greu cu mine. Probabil alții din voi acum comentează pe acolo, uite-l și pe băbălăul ăsta. Ah, și dacă ne ducem aici și dăm așa. Nu așa, invers. No! Îmi dau o palmă peste cap. Look, knock. Look at knock. Knock. Hello. Hello, dă tare. I need a little help. Open. Asta voiam. Deci cu rotița dai. Hai trage tare că ai mușchi. Coming in. Te duci la pușcărie doar, deci ești furtul. Nu trage nimeni că e părăsit totul pe aici, sigur. Tot că am văzut o fetiță acolo pe deal, ori a avut el... Hello? I'm not an intruder. Nu sunt un... E în ăsta care intră prin case. Un intrus. Nu știu de câte minute să fac episoadele, deci lăsați-mi în rubrica de comentarii. Cam cât ați vrea să aibă episoadele, 20, 30 de minute, 35, abar nu am oricum mai mult de jumătate de oră, probabil nu o să le fac pentru că nu o să vă uitați. Nu știu ce să fac pe aici, că degeaba mă uit, că am văzut că omul meu nu face nimic. Hai să ne uităm aici. Blood. Peșină. Jesus. Și unde mă duc acum? Hai să vedem. Maybe there's something on there. Da, am înțeles, am înțeles. Furniture overturned, blood everywhere. Da, hai că vreau să mă mișc în timp ce vorbești, că tu nu poți să te miști și să vorbești. Vorbește în același timp? Nu știu ce bipă e. Televizorul. Cables out. Mai. Aia era. Nu prea îmi plac chestiile astea la jocul ăsta, hai să mă întorc. Și nu știu dacă... Probabil o să continuăm în episodul viitor să vedem ce se întâmplă pe aici. Bipă e ceva la greu. Iauzi. Avem 3 mesaje noi. Mergem să le ascultăm, băiet? Hai, coboară scările astea mai repede. Mișcă, 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 mai cu talent. Spring machine. Use. Use. Atât. 3 new messages. Ia, ce zice? Message hello. Message 1. Left at 5:43 p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah.
Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11:19 p.m. Ascultăm și noi și după discutăm. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. S-a întâmplat ceva și s-o ia pe Clementine, cred că e fata ei și s-o ia și s-o duc. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby, if you can hear this, call the police. That's 911. Asta era maica-sa. Și-a lăsat copilul aici, probabil și-a plecat în vacanță. S-a întâmplat ceva foarte grav, asta e clar. Mamă, tată, copil aici. Nu știm mai multe ce s-a întâmplat, însă o să aflăm pe viitor. Daddy? Hă? Aoleu! Prieteni, dacă vreți să vedeți continuarea, rupeți butonașul de like. Dați un comentariu acolo în rubrica de mai jos. Vă aștept și pe grupul de Discord. Și noi continuăm povestea asta data viitoare. M-a strigat cineva, tăticule. Trebuie să aflăm cine. Dar asta o să aflăm în episodul următor. Până data viitoare, prieteni. Aveți grijă de voi. Pa, pa!